avem în legătură telefonică directă cu noi pe managerul unui spital de gradul 4, un spital mic din țară, este vorba de Spitalul Orășenesc Hârlău din județul Iași. Doamna Liliana Lungu, managerul acestui spital, este alături de noi. Bună seara! Bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră! Doamna Lungu, noi știm în acest moment că dumneavoastră activați cu 68% din personal. Asta este o informație surprinzătoare, dar știu că ține de realitatea sistemului sanitar din România. Până a discuta despre asta, vreau să vă întreb în felul următor. Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat la Urziceni, unde ei se plâng la fel de faptul că au puțini medici? La dumneavoastră s-ar putea repeta o asemenea situație? Ce ziceți? Eu înclin să cred că nu e posibil să întâmple. Avem specialitățile de bază acoperite. Nu pot să gândesc că am avea o asemenea situație. Dar, într-adevăr, ne confruntăm cu lipsă de personal medical superior. După cum v-am spus, n-ar mai trebui încă cel puțin 6 specialiști în structura de ambulatoriu și pentru spital. Ce credeți că s-a întâmplat la spitalul din Urziceni? Ce părere aveți despre ce s-a întâmplat acolo în momentul în care ați văzut imaginile? Care a fost reacția dumneavoastră? Am fost oripilată, evident, dar cred că este un șir întreg de întâmplări nefaste. Cred că totul pleacă de la monitorizarea gravidei, de la implicarea serviciilor sociale. Am înțeles că totuși era cu niște probleme mai mari de sănătate. Era un caz deosebit, ar fi trebuit să fie în atenția asistentului social, a medicului de familie. Nu trebuia să ajungă fix în ușa spitalului în condițiile în care au ajuns. Bun, și când ajunge în ușa spitalului în condițiile în care a ajuns, ce se întâmplă? Este lăsată să nască pe trotuar? Este foarte greu să dai un verdict necunoscând toate datele problemei. Este un pic trist ce s-a întâmplat. E o pată pe o altă pată pe obrazul sistemului de sănătate. Dumneavoastră, nu știu dacă ați ascultat discuția din studio, vorbeam despre faptul că există aceste probleme cu spitalele mici de gradul 4 din țară și că o soluție ar fi, știu dacă închiderea, o să mă feresc deja de acest cuvânt, dar transformarea într-un centru de urgență, într-un centru de permanență. Dumneavoastră, ce ziceți? Spitalul dumneavoastră s-ar putea transforma ca să, nu știu, să nu mai consume fonduri de la buget și să rezolve, dintr-o dată, problema cu angajarea medicilor? Toate spitalele pot lua în calcul transformări, pentru că structurile pe care funcționăm sunt gândite de foarte mult timp în urmă. Știi? Toate lucrurile sunt într-o continuă transformare. Oricând poți lua în calcul să renunți la o secție care nu e rentabilă și să faci altceva în locul ei. Cred că adaptabilitatea ar trebui să o luăm la modul serios în calcul pentru multe spitale din România. Dar și spitalele mici, ca spitalul Orășenesc Hârlău, sunt necesare. Pentru că dacă tot ce înseamnă pacient care se prezintă ar ajunge într-un centru universitar, vă imaginați ce ar fi acolo? Da. În același timp, în discuția cu dumneavoastră, îmi spuneați că încercați în disperare să angajați medici și efectiv nu reușiți. Ce măsuri luați? Ce măsuri disperate luați pentru a găsi medici pentru spitalul dumneavoastră? Folosim tot ce înseamnă posibilități, îi contactezi, îi cauți, dai anunțuri. Tot ce ești omenește, se face. Ai nevoie de oameni, pentru că dacă nu ai medici, nu poți să existi. Nu poți să ai servicii fără medici. În același timp, aș vrea să vă întreb dacă aveți vreo soluție pentru lipsa de medici. Spuneați ceva despre o soluție care ar implica rezidenții și un contract cu rezidenții. Care ar fi această soluție? Discuția e spinoasă vis-a-vis de rezidenți, dar un rezident, ești bucuros că
dorește să fie, să facă rezidențiat pentru postul scos de spital la postul dat liber de spital, dar te trezești că la finele rezidențiatului îți spune la revedere. Nu știu în ce măsură suntem, putem susține creierile pentru Franța, pentru Germania, pentru toate țările care sunt mult mai bogate decât suntem noi. Ar fi de dorit ca în momentul în care un medic ia rezidențiat pe post, să putem încheia cu el un contract ferm, ca măcar 5 ani de zile, să lucreze în spital. Că atunci n-ar mai fi problemele atât de acute ca acum.